Salutare, fetilor! Produsele terminate. S-au acumulat ceva sticluțe deja de un timp la mine în dulap și am hotărât să fac acest video, să vă dau unele păreri despre produsele de corp, produse de păr și, sigur, produsele pentru față. Deci și voi începe cu produsele de corp. Primul produs care vă-l prezint este acest săpun lichid de la firma Le Comptoir du Bain, Pur Savon de Marseille, deci aici în Marsilia unde trăiesc eu, aici este o adevărată tradiție despre săpunul de Marseille. Este cu este cu extras de migdale, dar nu conține parfum și este foarte plăcut, noi l-am folosit în familie ca un gel de mâini, ca un săpun de mâini, dar poate fi folosit și pentru corp. Este așa o textură așa foarte blândă și aș spune eu că este foarte bună pentru o piele atopică sau dacă aveți o piele foarte uscată sau dacă aveți mâncărimi acestea de la pielea uscată, de la eczemă, este foarte bun acest săpun. Și după lista de ingrediente, nu conține sulfat, nu conține parfum, ceea ce este ideal pentru așa tip de piele sensibilă și uscată atopică. Este super bun acest produs și practic un litru de săpun va ajunge pe mult timp sau pentru toată familia. Un alt produs pentru corp este acesta, gel duș, dop, iarăși cu extras de migdale, pentru toată familia l-am folosit, are o textură așa foarte plăcut, așa albicioasă, deci de la migdale el este foarte plăcut și este bun pentru toată familia, pH neutru, origine Provence, scrie aici cu litere mari, dar nu știm precis de unde acest produs totuși a fost făcut, dar merge. Pentru corp este un bun produs. Un alt produs care vă-l prezint este acest șampon de la firma Sobioetic cu extract de migdale și proteine de orez. Pentru toate tipurile de păr este un foarte bun șampon, poate fi folosit pentru toată familia și este fără sulfați. Deseori produsele fără sulfați, în general șamponul, el nu face absolut deloc spumă. Acesta face o lejeră spumă și care este agreabilă și plăcută. Și curăț foarte bine. Acest șampun noi a rămas foarte satisfăcuți în familie și practic o vom mai cumpăra. Această firmă Sobioetic este o firmă care face produse bio, made in France, deci sunt produse buni. Am fost curioasă să văd cât costă acest produs în România și am fost foarte uimită să văd că prețul este practic dublu sau chiar câteodată triplu și am fost foarte uimită deoarece aici în Franța el nu este foarte scump, deseori sunt promoții la acest produs, de aceea dacă sunteți în Franța în vacanță sau cu serviciu, luați acest produs de aici, e cu mult mai ieftin și face banii ăștia. Un alt produs pentru corp este lăptișor pentru corp de la firma Topicrem. Firma aceasta este foarte cunoscută, are produsele lui far pentru corp. Acesta este un lăptișor hidratant care îi convine pentru pielea o sensibilă și uscată. Este foarte drăguț, este foarte fluid și este ușor de aplicat. Intră foarte repede datorită acestei texturi fluide în piele și este un bun produs care poate fi folosit pentru toată familia și pentru copii. Ideal pentru perioada de vară, deoarece această textură fluidă nu lasă acest efect lipicios la piele și vara noi deseori evităm acest efect gras asupra pielii. Eu, în general, îl aplic dimineața, este cu mult mai agreabil de a-l aplica dimineața decât seara când mă culc, câteodată mai rămâne și în albituri. Așadar, acestea au fost produsele pentru corp, produsele pentru față. Un produs este această apă termală, eu am mai vorbit despre el în videourile precedente. Apă termală de la Uriaș, simplă, rafraîșisantă așa pe perioada de vară, hidratantă, calmantă,
S-a dus foarte repede acest flaconaj, de data viitoare nu o să mai iau 50 de mililitri, dar 300 de mililitri, că va servi pe mai, o durată mai lungă, foarte bun produs și desigur că voi cumpăra încă dată acest produs. Din gama de produse de machiere, eu am vorbit despre aceste uleiuri hidrofile de la Occitan și DHC, cele mai cunoscute uleiuri uleiuri de machianti. Dacă aș face o preferință, cred că aș alege acesta de la Occitan. Este cu mult mai plăcut la textură, mi-a plăcut mai mult acest produs. Măcar că acesta, iarăși, de asemenea, este drăguț și foarte cunoscut în lumea întreagă, demachiază foarte ușor. Dacă sunteți adept și vă place uleiul hidrofil, una din aceste produse puteți le folosiți cu mare plăcere. Mie mi-a plăcut foarte mult, înlătură foarte bine machiajul, pentru o dublă curățare este super. Acesta este cu ulei de măslini, cu extract de ulei de măslini și acesta cu ulei de floarea soarelor. Pentru toate tipurile de ten, îndeoseb pentru un ten uscat, este ideal un ulei hidrofil. Atenție pentru uleiul gras, pentru tenul gras, poate în perioada de vară nu folosiți acest ulei, poate puteți folosiți așa sau o apă micelară, care este mai recomandat pentru un ten gras. Din gama produse de curățare este acesta, de mult eu l-am folosit și tot stătea în dulap acolo și nu mai ajungea rândul la el. Eu câteodată acumulez foarte multe produse și nu reușesc să-l folosesc pe toate. Acesta, mi-a plăcut foarte mult acest produs. În general, Cartier, firma Cartier, este o firmă foarte bună aici în Franța, bio, cu produse foarte naturale. Acesta este o spumă de curățare care este foarte bun pentru un ten normal, pentru un ten mixt, chiar și gras. Nu conține săpun, nu conține sulfați, mi-a plăcut foarte mult și vă recomand cu mare drag aceste produsele de Cartier și, după cum am văzut, nu sunt într-atât de scumpe după preț, deci sunt așa accesibile. Dacă căutați un produs de curățare, acesta este super bun și dacă sunteți fană la un mus, la o spumă de curățare. Un alt produs, este foarte bizar să vă arăt produsele goale prima dată când fac așa video, dar deci o mască șervețel de la firma Medihill, firmă coreeană, masca șervețel folosesc foarte des, o pun în frigider și permanent când simt că pielea este deshidratată, aplic acest tip de mască care este un adevărat booster de hidratare. Este o mască șervețel, este foarte, foarte bine imbibată cu produsele aceste umectante care este în el. Am mai folosit unele măști șervețel, dar nu erau într-atât de umectante ca acesta. Mi-a plăcut foarte mult, are și efect calmant. Veți observa că după ce înlăturați, după ce scoateți masca aceasta, deci o lăsăm 10-15 minute și nu mai mult, după ce o scoateți, veți observa că pielea așa parcă este umflat, bine hidratat cu acest produs. Super bun produs. Dacă aveți posibilitatea să-l comandați pe site-urile coreene, acest produs este mișto și pentru toate tipurile de ten, mai îndeoseb pentru un ten deshidratat, este un adevărat boost de hidratare. Din produsele iarăși din hidratare, deci acesta Hada Labs cu acid hialuronic de 3 mărimi, deci după cum știți mărimile mai mici pătrund mai în interior, mărimile mai mari de acid hialuronic rămân la suprafață și formează această hidratare la spațiu extern al pielii, nu mai găsesc cuvinte. Mi-a plăcut foarte mult, acum tot din gama Hada Labs am luat acesta Golden Premium, care este mai îmbogățit cu acid hialuronic. Are o textură așa esență, deci nu e ca un serum și nu e nici ca tonic. Este așa un intermediar și foarte bun produs pentru un ten deshidratat.
dezhidratat. Acum vara folosiți, este super bun acest produs. Și din produs îl mai am câteva aici. Acest produs. Eu am făcut un video despre produsele contur de ochi și vreau să vă spun că acesta a fost o mică descoperire. Eu n-am folosit produsele de la Vichy, dar acesta este un super serum pentru conturul ochilor. Dacă aveți pielea deshidratată în jurul ochilor, acesta este foarte bun produs. Mie m-a ajutat și într-adevăr am observat acest efect de hidratare. Aplic o pompiță la fiecare ochi și masez leger, el intre ușor și apoi pun o cremă după ce aplic acest serum cu acid hialuronic și glicerină conține el. Foarte bun produs, neapărat voi cumpăra încă acest produs, este foarte bun. Și iarăși din gama contur de ochi am cumpărat de la Nux Bio, nu știu dacă se vede bine, de la Nux Bio această cremă, scrie Bleu Noir, Soins Yeux Energizant Anti-Poș. Deci o cremă energizantă anti-poș. Ei n-au observat eu foarte de energizant acest produs și desigur că pentru pungi de asemenea. Eu am câteodată leger dimineața mai pungi. Nu-i mare, nu știu, n-am fost foarte satisfăcut. Unica ce pot spune despre el, are o textură foarte cremoasă. Ideal ar fi pentru o perioadă de iarnă. După ce aplicați un serum hidratant, aplicați această cremă, este foarte compactă și va face ca o izolare cu așa o pomadă bine izolant. O cremă bazic, cum aș spune eu, pentru contur de ochi. N-a rămas foarte, foarte impresionată de acest produs. Și ultimul produs din gama SPF, acesta l-am terminat, l-am cumpărat altul, Aqua Fluid. Acesta este pentru pielea sensibilă, nu conține parfum, Bioderma, Photoderm Max, nu este pigmentată și mi-a plăcut foarte mult, fluid. Eu am mai vorbit în video precedente despre acest produs. Lasă un efect leger albicios, dar dacă bine aplicăm crema, după aceea el dispare. Nu lasă efect lipicios, deoarece este fluid și este super pentru, aș spune, un ten normal, mixt și gras. Pentru un ten uscat, privilegiez mai mult texturile de cremă. Cam astea au fost toate produsele care au fost terminate de mine și de familia mea. Eu sper că v-am dat unele așa păreri despre aceste produse. Dacă aveți și voi unele păreri, scrieți-mi în comentariu. Dacă nu sunteți abonate la canalul meu, abonați-vă. Vor urma și alte videouri interesante. Mai trageți și cu ochiul și pe profilul meu Instagram. Acolo de asemenea fac unele posturi despre produsele care eu le-am folosit. Eu sper că v-a plăcut, eu vă spun pe curând și la cei care pleacă în vacanță, vacanță plăcută și ne vedem data viitoare. Pupici!